În fiecare an, în data de 1 octombrie, este sărbătorită Ziua Persoanelor în Etate. La Soroca, evenimentul a fost marcat de veteranii de muncă și război atât din oraș cât și din raion. Pentru Stepan Gumenii și soția dumnealui, această zi este una deosebită, zi în care sărbătoresc vârsta frumoasă la care au ajuns. Радостно, что помнят о нас, все-таки мы уже пожилые люди, и это для нас нету праздников, а это большой праздник. Много одиноких стариков, им кажется, что они последние дни доживают, а когда они сюда пришли, они видят, что есть люди, надо жить. Я считаю, что это очень хорошо. А им уже что осталось? Господи, я хоть сам старик, мне 86, но я еще чувствую себя нормально. Deși pentru cei prezenți a fost pregătit și un concert la care au participat mai multe talente tinere, veteranii nu au ezitat să cânte și să recite poezii. Iubitule, ce bun mai ești, pe toți tu ne hrănești, ne stăpânești, tu ne încălzești, ce bun mai ești. Dar noi nu te-am prețuit, te-am chinuit, te-am răscolit cu bombe dinamit și nu ne-am mai gândit că mai are o lume întreagă de trăit pe acest sfânt pământ. Persoanele în Etate prezente la festivitatea consacrată acestei zile au rămas plăcut surprinsă de felul în care a fost organizată sărbătoarea. Cred că mai des trebuie luați în atenție, dar astăzi pentru noi e o relaxare și într-adevăr e foarte frumos, nici nu m-am așteptat atât de bine și atât de o atenție atât de mare să ne se acorde. După toți anii serviți societății, cred că am meritat lucrul acesta. 49 de ani de muncă pedagogică am și prima dată la o așa măsură, de ce sunt emoționată într-un fel. Prima dată participăm la Ziua Oamenilor în Etate și am vrut să facem o mică expoziție, să-i bucurăm pe oameni cum trăiesc oamenii la țară. Am adus covor moldovenesc vechi, am adus ștergare, am adus pierni, covorul este de jos, e din 1933. Eu sunt prima dată venit, sunt tânără, încă pensionară, am vreo câțiva ani de când sunt la pensie, dar totuși la așa sărbătoare am venit prima dată. Îmi place foarte mult și sunt bucuroasă de Soroca că se face așa sărbători. Am organizat o mică relaxare a veteranilor. I-am întâlnit cu Farfara Simfonică în pragul Palatului de Cultură. Am făcut o expoziție a meșterilor manore. Acum merge un concert cu artiștii autotoni. Pe urmă, să facem o mic furșet pentru veterani și îi felicităm cu ziua persoanelor în Etate, le dorim multă sănătate, toate cele bune și numai bine. În cadrul evenimentului, mai mulți veterani au primit diplome și flori pentru participare activă în cadrul evenimentelor culturale organizate pe parcursul anului. Diplome se decernează cu prilejul zilei persoanelor în Etate, doamna Frăniuc Eugenia. Diploma se decernează doamnei Slutu Feodora, veteran al muncii, satul Săpilova. Vreau să vă doresc ca, într-adevăr, să fiți mereu apreciați, să fiți mereu stimați pentru urmele frumoase care le-ați lăsat în viață. Să aveți parte, în primul rând, de sănătate. Sunteți acei oameni care le puteți învăța că sănătatea este un lucru care trebuie apreciat și prețuit la timpul când ea este. Ce ar însemna o personalitate? Asta e un respect. Un respect și o stimă față de viața petrecută, față de munca asiduă care a avut-o până la vârsta de a ajunge la veteran. Și apropo, nu fiecare beneficiază de această vârstă, dar rămâne să le urez la toți, la cel mic copil care astăzi abia face primii pași în viața matură și până la, ca să ajungă la adânci bătrânețe. Să ajungă tot așa stimați și cum au fost și ei responsabili și ne-au lăsat în urmă unele lucruri frumoase, noi le-am preluat și le îmbogățim. Și alte generații care vin în locul nostru, tot așa, să priceapă ce e bun și să le îmbogățați. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost stabilită prin Rezoluția Națiunilor Unite în anul 1990, prilej cu care în fiecare an, în toată lumea, au loc manifestări dedicate persoanelor de vârsta a treia.